Salutare tuturor, eu sunt Alin, alături de foarte mulți băieți pe aici și așa și bine v-am regăsit la competiția UHC România alături de Andrei, pe care am înființat-o așa și să spunem că o să fie un prim sezon, dacă voi o să apreciați foarte mult clipurile acestea. Noi o să continuăm cu mai multe sezoane și la vară avem foarte multe surprize pe care vi le pregătim și vedeți aici în cercul ăsta toți participanții. Lipsesc vreo 3 din păcate, dar nu contează, da, suntem... ne-am strâns foarte, foarte mulți. Da, e bine. No, bun, o să prezentăm așa, hai bă să spunem cine participă, după spunem așa regulile încet, încet, și... de unde începem, Link? Hai, uite, de la Scream Again. Îți place de Scream Again? Bine, începem. E promovat. Vreau aici pe Scream. Scream, salută camera. Salut. L-avem aici pe Sneak. Salut. Sneak, Super Geo 96. Ceau, ce faceți? Pain, cafea albă. Oh my god. Rocky, ce canal de YouTube ai, Rocky? Smart Rator. Așa. Salut, prieten. De ce are capul meu? Nițe care s-a băgat între doi. Câștigătorul HC-ului. Câștigătorul, ca de obicei. Geo Style, Anușca, Asimodelin, Sinner, Legend Beta, Kelito, Broj, Nice, Robi, Vladero, 77, ei sunt participanții și avem aici și doi operatori de pe Play și MCX. Rebel e de la mine, de pe Play. Ia Probos de pe MCX. Ei ne vor ajuta în caz că intervin probleme, vor fi și ei pe aici și să sperăm că totul va fi ok. Începem? Deci bă, până la urmă îmi place că s-au strâns chiar foarte mulți. Suntem 17 acum, știi? După cum știți, primii 10 vor câștiga multe premii. Eu sunt sigur că toți au venit aici ca să ne fure banii, bă. Și hai să spunem niște reguli așa de bază ale UHC-ului, dacă abonații nu cunosc sau dacă participanții prin absurd n-ar cunoaște unele dintre reguli, să fie toată lumea științată. Am zis să facem așa un UHC mai greu, le-am explicat deja băieților și fetelor în cazul lui Geo. Geo Style, așa. 10 inimi are fiecare, nu o să fie 500 de milioane de inimi sau mai știu eu ce. PvP-ul se va activa în 10 minute de când de la începerea totul. Border-ul este până la 3000. După o oră, deci după o oră de joc, începe să scadă border-ul și încă o altă oră pentru a ajunge la border 100. Deci practic va dura, să zicem, dacă ești în finală, vreo 2 ore și ceva. Clipurile vor fi de 20 de minute, oricum o să anunțăm noi. Ăsta o să fie un pic mai lung pentru care și această introducere de 3 minute aproximativ. Da, deci primul clip o să fie. Caracterul meu are sifilis. Când omori un alt player, nu dropează nimic altceva pentru că am vrut să fie mai greu. Acum să vedem, frate, fair play-ul va trebui să fie acolo strong. Deși eu nu-i cred pe ăștia, fair play-ul, dar nu-i bai la asta. Mai ales pololoși azi, e? Clipurile o să apară odată la 2 zile. Sperăm să vă placă, nu știu ce să spun. Mai trebuie să spun altceva, Link, am uitat. Eu cu Andrei vom fi spectatori. Da, noi iar... o să filmăm așa, o să comentăm, uite. O să comentăm jocul Rocky Games, ce face, bam, bam. Căfă. Ce înseamnă asta? Dacă azi apare un clip, peste 2 zile un alt clip de la fiecare participant. Bine, dacă între timp moare, rip serie. Rip serie a lui. Mamă, trebuie să fie așa beturi, cine o să moară primul și... De fapt, ia spuneți voi în comentarii, cine credeți că vor fi cei 10 câștigători, așa, pe cine pariază? Ololoș. Aveți scriere canalele tuturor participanților. Ololoș. Treceți pe la toți participanților. Ololoș. Scriere participanți, organizatorii, Rebel și Probos, n-au canale de YouTube, deci nu-i bai. Treceți pe la toți că, până la urmă, facem și acest concurs pentru a ne împrieteni, pentru a ne distra. Și la sezoanele următoare așteptăm și alți participanți dacă la acesta nu au avut timp sau alte minunății. Aveți canalul meu de scriere. Nu le lași. Deci, fără alte comentarii, hai să-i dăm start și să le mulțumim. Deci bă, nu, stai, tete, înainte, fiecare gata, singur în conferință să nu trișați, gata, vă spun. Deci, okay. Da, și genul, nu Skype-ul cu totul. No, gata, ieșim. Și acum, când o să spun eu, ieșiți, firați ai naibii, ieșiți din conferință. Nu, sunteți gata și rămâneți aici până începe jocul, vă rog eu. Random. Hai, ieșiți cu toții, v-am pupat, baftă la joc. Știi. Pua. Bun. Ololoș. Ok, gata. Bun. Asta-i, bombă, stați să dau și eu melodia puțin mai încet. Așa, hai. Bun, nu știu dacă se aude melodia, sigur. Mă rog, hai să zicem. Sper. Bun, și suntem aici pe jocul începe în 4, 3, 2, 1. O merge, o merge, o merge. Loc bun?
Nu e tocmai cel mai bun loc, dar hai să spunem că ne-a dat într-un loc destul de ok. Hai să luăm niște lemn de aici. Și nu mi-a zis nimeni dacă avem voie cu F3B sau nu. Așa că asta o să fie. Vă puteți lua damage în 10. Aoleu. Păi e grav atunci. Bun. 3, 2, 1. Bun. Deci. Așa, hai să ne facem și noi un crafting table. Dă-l în cămură. Așa, s-a dat kill ei. Ca să fie pe spectator mod. Așa. La minus se audă puțin, puțin niște zgomote pe fundat, dar ignorați-le puțin. Pentru că acum trebuie să facă maica mea ceva neapărat. Mă rog, și UHC-ul ăsta nu a putut să fie gen alt cândva, gen aici s-a potrivit. Deci asta este, trebuie să vă obișnuiți, că tot timpul auziți pe Olo Mama pe fundal, așa că... Soarta, că să fă? N-ai că să fă? Legea vieții. Bun. Hai să omorâm niște văcuțe. Stai că suntem pe 1-9, așa că nu o să ne trebuia... Ne putem face pat? Oare? A, nu, că nu ne ajută cu absolut nimic, adică... Doar dacă nu vrem să-l punem în nether și să vină cineva gen în patul ăla și apoi să se culce... Nu, nu prea are niciun absolut fucking sens. Dar e ok, acum se duce maica mea să întindă rufele pe balcon, așa că o să închidă ușa imediat și o să fie ok, adică nu o să mai auziți absolut nimic. Ok, noi o să ne deplasăm spre 00. O să încercăm. Ne-a spawnat pisica mea acum sună. Ne-a spawnat destul de nasol, puțin. Dar vom încerca să ne descurcăm. Hai să mergem tot încolo și să ne dăm și noi pe mai multe ciancuri. Bun. Și nu știu dacă vreți să ne punem niște shader gen până jucăm așa puțin la început. Dar nu cred, pentru că m-ar dezavantaja destul de mult și poate pic în ceva gaură și nu prea vrem asta. Ok. Și sper că se aude muzica. Cât de cât. Aș vrea să o dau mai tare pentru că știu că nu se aude destul de opa. Aici, cred că se aude destul de bine. Sper. Așa că, hai să mergem. Să omorâm niște porcușuri de aici. Suntem 17 jucători. Super, super tare. Deci, vreau să rămân în ultimii 10 ca să avem acel tricou cu care vom merge și la Dreamhack de asemenea și pe stradă și chestii de astea. Și să vedem ce zice lumea când mă vede cu acel minunat tricou. Dar nu știu sigur dacă... voi reuși să câștig, dar hai să sperăm să fim optimiști și toate cele. Bun, hai să mergem. Deci noi, stai, merg în direcția bună? Nu, încolo trebuie să mă duc. Și încolo, da, mergeam destul de bine, dar încolo este locul de preferat unde ar trebui să ajung. Hai să luăm și niște de astea ca să ne colorăm o cască din leather sau ceva de genul, să ne facem, nu știu, doar așa de o idee, că dacă găsim cumva... nu știu dacă mi-au damage de aici, așa că o să încerc să fac așa ca să nu... să prevenim orice fel de damage care aș putea să mi-l iau. Bun. Hai să luăm și niște sugarcane, poate facem ceva cu el. Și niște sand, dacă tot am luat și sugarcane-ul ăsta, să-l punem undeva sus. Nu știu, vedem noi. Gravel ne va trebui mai mult. Hai să luăm niște gravel, că poate ne apucăm să facem săgeți. Bă... bună idee. M-aș apuca să fac niște săgeți. Uite, am luat mai mult gravel acum. Și asta ar veni cam 30 de săgeți. Hai să zicem că poate mai găsim. Dar, bă, singura chestie care mi-ar trebui ar fi niște găini, bă, dacă aș găsi mai multe găini. Uite, mâncarea cică încă 10, încă 5 minute mai este gata mâncarea, adică gen... No, e gata de... să se scurgă cum ar veni. De-aia vreau să strâng cât mai multă mâncare. Și acum când mai este vreo 2 minute sau ceva de genul, vreau să mă bag în pământ. Dar borderul o să ajungă atât de repede încât o să fie puține dificultăți, să spunem așa.
dacă nu mă grăbesc eu. Momentan aș vrea să găsesc niște găini. Ce aici? Hopa. Știi, și acum să pic în love ar fi cel mai... Uite niște iron. Dacă tot suntem aici, hai să-l luăm. Gen, ca să nu irosim, știți ce zic? Stați să-mi fac niște bețe. Bun. Și hai să luăm niște stone. Așa. Bun. Să facem așa puțin. Și hai să luăm acest iron. Stați prima dată să opresc lava. Fără să mă apropiu foarte tare. Mi-e frică în momentul de față. Așa. Bun. Reclamele de la... ăsta YouTube. Ok, o să treacă. Și apoi ascultă muzica noastră în continuu. Bun, presupun că voi nu vedeți nimic în momentul de față. Dacă sunteți de pe un telefon Android sau orice altceva, vă sugera să vă dați luminozitatea la maxim. Pentru că momentan nu am făcut rost de torțe. O să fac și torțe, doar că acum nu am coal. Gen, nu am de unde. Asta o să fie singura problemă, momentan. Hai să luăm ăsta de aici. Și să mergem puțin în această peșteră, fără să văd nimic. Adică nu văd absolut nimic. Aproape. Ok, hai să zicem că nu mai este nimic. Bă, și chiar putea să fie un creeper acolo, bă, dacă mă buia. Era trist, dar rău. Chemical e cam rip, deci nu mai avem de ce să ne facem griji. Pentru că chemical era o amenințare, să spunem așa. Destul de mare. PvP-ul va fi activat în 3 minute. Ok. Bun. Hai să mergem. Văd că mulți avem inimele full, deci este foarte ok acest lucru, adică... Uite niște coal, mă duc să-l iau, pentru că chiar am... Uai, dacă prindeam sprintul ăla, ce damage îmi luam. L-am prins, gen, și m-am oprit exact. What? Cât de tare. Lol, m-a salvat Dumnezeu. Vai, ce drăguț, dar nu există, din păcate. Sunt ateu. Cum să iau eu? Știu ceva, nici nu mă chinui. O să găs... Uite, exemplu aici. Lol. Bun. Hai să luăm de aici. Lol, sandul ăsta poate să-mi pice în cap. What the fuck, îmi iau rectul. Cauți un măruș, o bucăți de aur în crafting table. Ia-o-ți. Știi, Andrei, mă, cum se face golden apple, mă, ești nebun. Bun, minereurile de coal știu că se găsesc în jur de câte 16 împreună. Da. Bă, am zis foarte bine. Mă mir. Bun, hai să mergem mai departe. O să trebuiască să căutăm și multe diamante. Bun, mai avem un minut jumate. Așa că vreau să mă bag în pământ de undeva de aici. Dar nu vreau deasupra sandului. Pentru că dacă pic cumva, gen, dacă pică sandul pe mine, îs rip. La, da greu. What? Ne-au zis că e baiam de ocean și de mesa, în general, la spawn. Și din moment ce e la spawn, ocean și mesa, nu îmi convine. Ok, hai să intrăm în pământ, pentru că ne-am apropiat destul de mult. Multișor. Hai să zicem undeva sub un copac, unde să nu ne vadă nimeni. Uite, nu, stai, în mijlocul pădurii, gen, undeva pe... Uite aici. Numai singura mea idee ar fi să nu dăm de lavă. Atât am aș ruga eu. Stai să acoperim. Uite așa. Și hai să zicem că nu se vede nimic. Uite, bun. Acum voi nu vedeți nimic. Stați să fac o 4 torțe, așa. Și să le pun tot aici. Bun. Bun. Deci suntem cu shift-ul în momentul de față și coborăm în jos. Fără ca voi să vedeți aproape nimic, cred că. Ba, vedeți destul de ok.
momentan. Acum nu prea mai cred că vedeți, dar e ok, ok, adică eu văd, este foarte bine că eu văd. Nu, nu mai văd nici eu. Eu am sunetele dezactivate, ci că Zza Andrei a ieșit din joc. Ia uzi, a reintrat. Ok, să oprim muzica. Din totdeauna mi s-a spus că da, iar îmi dați cu pită cu de-astea. Acel moment când ai adblock, știi? Nu, dar m-ar enerva foarte tare dacă în momentul ăsta ar veni cineva să mă omoare. Adică aș da un rage masiv. Cred că cel mai probabil. Bun, hai să vedem cine este cel mai low. Chemico se pare că are... Bun. Hai să ne uităm cine și ia viața în timpul acesta. Cred că cafea albă o să moară primul. Bă, eu n-am cobblestone, acum îmi dau seama. Și mie mi se sparge pickaxe-ul. Uite, am ajuns exact acum. 1. LOL. 2. Trei. Ok, hai să punem crafting table-ul și să ne craftăm rapid niște torțe și un pickaxe. N-am făcut bețe. Adică am făcut, dar le-am folosit pentru torțe, ca să vedeți și voi. Să... Pentru că aici este important să facem YouTube cum ar veni. Bun, stăm cu shift-ul în continuare pentru că 3... Ce coordonat? 5-5, ok, deci mai avem ceva. Vreau să cobor până la 8. De fapt până la 10 pe acolo și să încep să minez în față sau în laterale, mă rog, you know. Pentru că așa ar fi cel mai indicat. Bun. Deci avem o grămadă de minute în care putem filma liniștiți cum ar veni. Numai singura mea dorință ar fi să nu se umple memoria, adică gen, dacă se oprește cumva filmarea o să fie trist. Dar nu cred că se umple, adică am destulă memorie. Like, no, totuși. Bun, hai să mai luăm niște coal, dacă tot. A, deci border-ul încă nu vine. No, bun. Rip Vlad. Prima victimă. Bun. Rip Vlad Ro 77. Uai de capul meu! Bun, deci nu-i nimic aici. Doar un creeper, serios? Adică doar un creeper putea să fie. Vreau să acopăr chestia asta de aici, că poate se mai spunează ceva mob și după aia nu e ok. La ce strat suntem? 32, mai avem puțin. Și ajungem până mai jos. Stați că am capsul pornit, așa.
Bine. Ce că au găsit o bucăță de diamond super tare de el. Ok, deci o să fac lista mai... Am, că e și Vlad. Mai suntem 17 jucători. Nu eram 17 și la început tot? Am lăsat crafting-ul ăla mai sus, nu? Da. What the fuck, se aude afară o motocicletă. Bun. Deci scream again văd că este mai low și anoșca văd că este destul de sus, să spunem așa. Noi ăștia barosane cu viațile full, mă. Că noi știm să jucăm Minecraft mai bine decât ceilalți. Da, 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 da. Bun. Suntem la 12. Încă puțin și am ajuns. Ar trebui să mă bazez mai mult pe sunet, așa că o să-mi activez sunetul mai tare. Bun. Știu că o să se audă super tare, dar chiar vreau să aud dacă e ceva. Aud lavă. Vedeți? Pentru asta am vrut eu sunetul. Aud că ar fi lavă pe lângă mine. Uai, cum se aude. Lol, mă apropiu de... Da. Lol, pot urca pe aici, pe undeva? Nu cred că vine lava pe aici. Stați puțin să văd. Ok. OMG. Ok, hai că stăm aici. Și până atunci dezactivez music and sounds. Hai, dau mai încet. Ok. Bun. Deci hai să stăm aici să ne prăjim iron-ul, să ne facem ceva din iron, gen, cât să fim pregătiți pentru război, să spunem așa. Și acolo o să fie o grămadă de chestii care mă așteaptă pe mine să le iau. Ok, deci ne va trebui o sabie de iron, un pickaxe și ne mai rămân 7. Ne putem face un pantalon. Ok, hai să ne facem o platoșă de leather și niște papuci. Și hai să le colorăm. Bun. Ne-am pus niște armură pe noi. Haideți că mai fac încă un furnace ca să pot să... Asta e și de nice robot, mi-e frică, bă, ăsta joacă bine. Mă rog, deci dacă mă întâlnesc cu el trebuie să fug. Bun, ne prăjim și niște mâncărică. Hai să ne facem pickaxe-ul și sabia dorită. Sabia și pickaxe-ul. Bun. Ok. Acum ar trebui să ne golim puțin inventarul. Uite niște iron, super, super tare. Da. Zandri, mă, ești nebun, mă. Mare fan Zandri. Rip chemical, rip cafea albă. Bă, văd că mai suntem destui cu viața full. Cei care știm să jucăm, să zicem așa. Bun. Hai să arunc aici itemele. Gen, ăsta nu mi-ar trebui. Ba, stai că îmi fac bază din ăsta, îmi fac skybase. Hai să-mi pun aici niște iron. Bun, hai să aruncăm ce nu ne trebuie, gen. Greu de zis ce nu ne trebuie. Ăsta.
Ok, bun. Deci, acesta a fost primul episod din UHC România, alături de Zuz Andrei, The Link și restul. Aici, UHC România. Yay! Da. Deci, da, până la următorul episod, aștept să dați acolo un like pentru ca să mă susțineți. Și ne vedem la următorul episod, care o să înceapă tot de aici. La revedere!